Un accident de circulație provocat de un adolescent din comuna Zimbor a avut loc ieri după amiază între localitățile Sâncraiu al Mașului și Sutor, în urma impactului o persoană fiind rănită și transportată la spital. Un adolescent din comuna Zimbor a provocat un accident rutier duminică după amiaza pe DN1F între localitățile Sâncraiu al Mașului și Sutor, o persoană fiind rănită și transportată la spital. Șoferul în vârstă de 19 ani, în timp ce conducea autoturismul, nu a adaptat viteza de deplasare într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, semnalizată corespunzător, a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe sensul de mers. În urma impactului, un tânăr de 21 de ani din localitatea Sutor a fost grav rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ.